Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de Antern și bineînțeles, fraților, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați, apăsați și pe acel mic butonaj de like, dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apare cât mai multe episoade și haideți să vedem, fraților, brigada în acțiune, să strângem acolo cât mai multe like-uri, mai ales dacă vreți să continui această serie și da, știu, parcă arată foarte ciudat această pădure defrișată, adică în clipul anterior erau o grămadă de pomi și acum toți sunt defrișați pentru că am tot fucking inventarul plin de lemn. Și în acest clip, oameni buni, vreau să ne apucăm de căsuță. Am citit comentariile voastre și mai toată lumea... Serios, mi-am rupt piciorul că... Ok, fac. Mai toată lumea spunea să-mi fac casă jos, din aceleași motive pe care le-am anunțat eu în clipul anterior, ca să ne putem face un garaj lipit. Unii au spus să fac casa acolo sus și să fac garajul jos. Păi ok, și de fiecare dată când vreau să iau o mașină, trebuie să cobor de acolo de sus până aici. Când, pur și simplu, pot să intru din casă în garaj în 2 secunde și gata mașină, știi? Bine, nu că ar fi o pierdere foarte mare de timp, dar de ce să complicăm lucrurile când putem face căsuța jos și acolo sus, eventual să facem un turn imens, un turn de pază, hai să spunem așa, un turn de pază, știi? Și ce putem face? Uite, chestia asta. De fapt, hai să-mi dau un bandaj, că am vrut să-mi dau bandajul. Chit că am și de ala de picior, dar să am viața mai mare, vreau să și mâncăm ceva. Înainte să plec din Seattle, am mai lutat ce mai era acolo unde am rămas. Și hai să băgăm acum repede să păpăm. Mi-e și sete puțin tel, dar nu-i bai. Bun, hai să dăm craft. Hai să vedem ce facem. Hai să ne băgăm întâi pe floor. Facem întâi 4 floor. Hai să vedem cum punem. Bă, acum, că vreau să facem o casă chiar super faină și nu vreau să greșesc nimic. Cât de aproape să fie de acest drum? Știi? Băi, eu mă gândesc pe antenă, eu zic, nu vreau să fie nici lângă pomul ăla să nu mă deranjeze, eu zic să fie ceva gen... Mașa, eu zic că e ok, nu? Hoba! Bă, din câte știam eu, nu trebuiau să mi-l sugereze? Ba da, uite. A, dar fii antenă, pot să-l pun și eu dacă vreau așa, ce tare, da, uite, și ca să mi-l pună fix lângă, pun așa pe margine. Beton, super, super tare. Uite, chestii noi, bă, chestii pe care le învățăm. Înainte nu era așa. Înainte mi-l punea direct, dar acum e mai complicat cu pusul așa. Bun. Bă, știu că este drumul strâmb și casa... Fac. Parcă nu e bine. Mai bine ar fi să facem casa așa cum este drumul, nu? Eu vreau să fac casa drept, dar hai să o facem precum drumul. Noi și acum trebuie să dăm savage. Ok, așteptăm puțin tel. Să ni le ia pe toate astea. Durează ceva. De când au băgat baraia, înainte nu era baraia, știi? Dar înainte nu ți-l dădea înapoi. Marea majoritatea lucrurilor nu ți-l dădea înapoi. Acum ți-l dă înapoi, dar durează puțin tel. Cât durează? Vreo 10 secunde? Nu, mai puțin de 6-7 secunde, ceva de genul, nu? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproape 10 secunde, hai să spunem așa. Bun, hai să vedem cum este... Nu, atunci așa o punem, boss. Na, beton. Acum măcar să arate mai... să arate mai ok. Nu mă deranjează nici cum era înainte, dar... poate pe voi vă deranjează și arăta cam fucked up, știi? Mă... Ia uite unde... Fix în... Acum uite, e... Oarecum precum drum. Oarecum precum drum. Chit că nici drumul nu este foarte drept, dar... Acum zic că e ok. Bun, cât de mare să fie casa? Eu mâine am fi antrenat să mai punem aici un nivel și aici un nivel, pentru că după oricum începe panta, știi, și nu vreau să ne deranjeze sau oricum, hai să mai facem, să vedem. Pine floor. Nu e bine. Atunci punem așa, ok. Ne facem mai lată, fie antenă. Încă două floruri, mai vreau. Ok, să pun aici. Opa, așa, și gen să avem o căsuță înaltă, dar așa micuță. Eu zic că ar fi drăguță, frate, o căsuță înaltă, dar mai micuță, așa de fel, știi? Și ce să facem în garajul? Aici, fix lângă pomul ăsta. Sau am putea, fiantre, să mai adăugăm una ca să fie ăsta în mijlocul. No, perfect, fiantre. Pine floor. Ați văzut ce s-a întâmplat, nu? Era perfect pățintă, dar fix înainte s-a pus clicul, s-a mutat. Și, da, fucked up. Everything is now fucked up. Uite, fix pe col, trebuie să pun, frate, ești nebun? Uite. Aia e, mă. No, și acum, gen aici să fie ușa, să avem stânga-dreapta și aici, lângă pom, să fie garaj. Eu chiar zic că este ok așa. Ce mai putem face? Mai putem face doorway și atât, momentan.
Da, și doorway o să trebuiască să fie, uite, aici. Dar, momentan, trebuie să mai mergem să mai tăiem ceva loguri. Bă, am observat că merge destul de repede. Hai să le tăiem și pe ăsta. Merge destul de repede pentru că sunt foarte mulți pomi. Chiar sunt extrem de mulți pomi. Este loot-ul mai mic, în sensul că pică mai puține loguri dintr-un pom decât dintr-un pom de ăsta, decât pica dintr-un pom de la normal. Dar, de la maple, nu? Da. Dar mai mulți în aceeași zonă, adică n-ai foarte mult de alergat. Pe mapa cealaltă, frate, alergai o grămadă după acei pomi. Aici, uite, se întâlnesc să fie doi pomi lipiți, după alți doi pomi lipiți, după tot așa, știi? Adică chiar sunt foarte, foarte apropiați, nu trebuie să fugi foarte mult, nu pierzi foarte mult timpul cu deplasarea. Aici te duci și tai direct și tot acămul. Și dacă mă întrebați iarăși de ce nu este nimeni alături de mine, e bine, iarăși este târziu, nu foarte târziu, dar au preferat, uite, este 11, dar au preferat să filmăm mai mult Minecraft decât Antern, ce-i drept. Și iată că filmez eu singur, totuși o să încerc să-i mai aduc pe nableții aici, că trebuie. Adică sigur o să intre, vă dați seama că obligăm, ce dragi de mență. Îi bătem dacă nu vor, dar na. În fine, înțelegeți și voi, nu cred totuși că e dezamăgirea foarte mare. Știi ce e enervant? Deci, fii antren, ce ar trebui să fac acum că mi-a venit ideea asta? Mă, frate, ar trebui să poți ține clicul apăsat, nu să spamezi clicul ca să dai în pom, spre exemplu. Ia uite câte loguri au picat. 3 loguri, tătuțu. Sunt multe 3 loguri, frate. Știi, ar trebui să poți ține clicul apăsat să dea el singur, nu să spamezi clicul. Așa este foarte, foarte enervant. Și mă uitam să văd, da, nu s-a spawnat. Am uitat să văd dacă s-a spawnat chopper-ul. Dar nu s-a spawnat niciun elicopter. RIP elicopter, though. Nu cred că se mai spawnează. Deja s-au spawnat foarte multe chestii, foarte multe mașini. Pentru că, na, mașinile sunt principalele și cred că oricum e o limită maximă de spawn, gen undeva la 80 de vehicule, ceva de genul. Nu știu dacă exact asta e limita, dar oricum fiecare server are o limită maximă de vehicule și cred că s-a atins acea limită. Și pentru a face să se spawneze alte vehicule, trebuie să distrugem vehiculele care există. Adică, cred că o să facem o tură prin oraș, frate, să distrugem tot ce prindem din toate mașinile pe care le găsim, de care nu avem nevoie, RIP mașini, știi? Să distrugem toate mașinile ca să avem șansa să se mai spawneze ba mașini de curse, ba avioane, ba elicoptere și așa mai departe. Ca așa nu avem nicio șansă și văd că mai am 20% apă. Nu vreau să mor de sete. Nu vreau să mor de sete. Nu vreau să mor de sete. Pam, 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 pam. Da, bun. Pașe. O să mă duc să și beau ceva. Dar aș mai sta, de fapt, hai să stăm fiantele până, că nu cred că mor, mai tai 2-3-4 pomi, să-mi umplu iarăși inventarul și după mergem să și bem ceva. Mi se pare că am lapte de vacă. Era să zic lapte de milk. Oh my god. Nu, cred că am niște lapte de vacă pe acolo, uitați. Uite, un log. Oh, două loguri, unul era bucat aici. Na, două loguri pe pom. Pe PEI, adică la pomii aia de maple. Am putea pica, frate, și 7 loguri, știi? Și de multe ori îmi picau ba 5 loguri, ba 4, ba 6, ba 7. Nu-mi picau niciodată vreo, gen un log. Se mai întâmpla, ce-i drept, dar foarte rar. Aici, foarte rar e să spice multe loguri, știi? Cu pomișele ăștia, de cap meu, bă, dar îmi scade apa destul de repede. Mi-e din ce mai sete, uite, 1, 2 loguri și atât. Na, deci aici media e de vreo 2-3 loguri. Și uite cât de apropiați sunt toți pomii ăștia, frate. Toți pomii ăștia sunt foarte, foarte apropiați. Știi? No, aia e fain. Hai că nu mai avem foarte mult să ne umplem inventarul. Să prindem un pom așa cu 5 loguri. Ăla ar fi lux. Și ar fi beton. Nu, am cer scuze de tuze, dar... Am filmat foarte mult astăzi. Aba. Hai că 10 și stare pe drept pe jur. Scăpăm și de pomișorul ăsta. Bă, sunt momente random în care mă buzghează, nu știu de ce. Opa, 3 loguri, atât. 4 loguri. Pine log, super tare. Ia uite, pac, am ajuns deja aici. Mai avem numai inventarul 106. Adică puține loguri. 3 pomi. 3 pomi, pariez. Și am 15%. Fii atent, când ajungem la 10% ne tirăm spre casă, că deja e un pericol la 10%. Au, orice ar fi la 10% ne ducem spre casă, că... Fuck it. Dar nu este foarte întunecat. Nu, zice cineva că și clipa anterioară a fost filmat pe tunel, dar mie nu mi se pare foarte întunecat. Eu chiar văd. I see stuff, you know? Adică nu... Nu mi se pare că ar trebui să deranjeze pe cineva, frate. Dacă se vede la voi foarte întunecat, înseamnă că aveți luminozitatea foarte mică de la monitor. La mine se vede foarte ok. Și pe filmare, văd aici în dreapta, se vede ok, știi? Dar,
Uite ca să facem... Na. Na, e bine așa. Na, beton. Vezi? Pac, am rezolvat. Oh my god, au crescut pomii ăștia de lângă cufere. Le-o dăm și ăstora. Dar acum vine întrebarea, eu mai am lapte de vacă sau l-am terminat? Trebuie să mai am, frate, trebuie să mai am. Sau l-am băut? I have no fucking idea, nu știu. Și uite, ca să nu ziceți că... Că mi-am venit acum, ca să nu ziceți că, uite așa, gata, am făcut zi, beton. Să nu spuneți că nu se vede. Pentru orice eventualitate, știi? În caz că poate chiar se vede întunecat, să nu fie probleme. Ah, și stai că trebuie să-l tai și pe ăsta pentru că poate se buchează logurile de la asta în asta. Știi, aia chiar e foarte fucked up. Ioi, mă. O să fie mult mai ușor când o să intre și brigada să mă ajute aici, să tai și ei pomea alături de mine. Atunci chiar ar fi easy peasy. Lemon squeezy. Oh, așa, bun, hai să vedem. Uite aici niște loguri, ăla-i băț, n-am nevoie de bețe. Oh, încă un log. Și atât, bun. De băut, man. Avem de băut pe aici, sper să nu fiu chior și să nu ratez ceva ce se poate bea. Ceva bun de băut, de fapt. Canned ham. Ăsta cred că... Ba nu, de la masă. Sau ba da, hai să-l testăm, că văd că nu mai am altceva. Ăsta cred că îmi dă și apă. Nu-mi dă, ai de cablă, mă, să mor de sete. O să mor de sete, o să mor de sete, repede mașina, repede mașina, fac ceva pe ele de loguri. Oh my god, nu am, efectiv nu am ce bea. Deci bă, nu pot să cred că nu am ce bea. Man, oh, ce frumos arată așa designul ăsta de căsuță. Bun, repede la ceva, la grăusări, la ceva, nu știu orice. Oh my god, 10 la asta. Frate, nu știu ce, avem impresia că am ceva de băut în cufăr. Voi n-aveți impresia asta, adică serios acum. Big Boom Fireworks, ok, 10%. O să se ducă super repede ăsta 10%, deci repede ceva de băut. Unde găsim noi ceva de băut? Nu la... what? Nu la clouds, clar. Nu la acolo. Hai să mergem așa mai în orășel. Nu la post, bă, da. Am văzut autobuzul ăla, mi-a zis cineva în comentarii că uite. Spunea cineva de asemenea că nu citesc comentariile. Ba, da, le citesc pe toate. Dar dacă nu răspund, înseamnă că nu le citesc. Dați seama, sunt foarte multe comentarii și nu pot să răspund la toate comentariile, știi? Dar le citesc în mare majoritate a cazurilor pe toate. Gen, chiar mă pun în 10 minute le-am citit pe toate, știi? Mă, fiantă, hai să oprim la benzinărie. Ăla mai are un pic și a foc, tabul ăla mai are un pic și bubuie, ceea ce nu e foarte bine. Oh my god, 7% frate, I'm gonna die, I'm gonna fucking die, ok? I'm gonna die, te rog, orice, orice de mâncare. Unde-i fucking grocery-ul ăla, frate? Nu de mâncare, de băut. Big fast food. Trebuie să aibă ceva de mâncare aici, serios, e un fast food, man. Deci dacă n-are nimic de băut, eu zic mâncare, dar am nevoie de băut în orice caz. Oh, ia uite, mi-a dat cornul 3%, beton. Și cred că o să trebuiască să-i omor pe toți ăștia. Oh my god, mulți alergători. Ioi! Mamă, cum sar ăștia ca disperații pe mine, băgam ești ciocanii. Mă, nesimțiților, mă, ce? Ce dați voi toți în mine, mă, că am și eu nevoie de ceva de băut? Dar de fapt pot să iau... Ia uite, apple juice, beton. Nu, exact ce ziceam, putem omorâ zombii și ne pică... Apple juice, frate, azi vedem 9%. 21% bun, avansăm, bă, băiete, și asta ce e? Eggs! Ouă! What the fuck? Hai să mâncăm niște ouă. Ia uite, ne dau și ouă de apă. Ăștia sunt niște zombie bucați. Hello, hello, oi, n-ai murit. Bă, ești nebun? Mult rezist asta. Asta la fel. Ia uite, limerez prin perete. I'm a fucking cheater, guys. V-ați zis cât am dat în ăsta să moară? Ok. Foarte ciudat, hai să mâncăm și o salată. Hai că nu mai suntem chiar într-o stare așa de critică, dar tot mai am nevoie de băut, frate. Și trebuie să ne facem provizii. O să trebuiască să mergem la căutat de animale, la căutat de vaci în principiu, pentru că vacile alea sunt foarte bune. Sunt mai bune ca porcii. Vacile dau și mâncare multă și de băut, știi? Porcii dau numai de mâncat. Nu, nu-i nimic aici. Serios, e dinner, frate. Ceva restaurant pe aici. Aici în cuptor, nu-i nimic. În dulap nimic. What the fuck? Ba da, e zombie în dulap, băga mie și ciocanii. Mor, mă, mor, mă. Bă, băiatule, bă, băiatule. A, ce? Dau cu click dreapta, mă, în camera. Cred că mi da, nu știam eu de ce dau atât de mult în ei. La 0%, pentru că am tăiat foarte mult spawn cu ăsta.
E la 0% și cred că deja ne putem scuti de el. Bă, merge. Nu-i ca gen să se strice de tot, să dispară sau ceva, dar nu mai dă randamentul pe care îl voiam eu, știi? Hai să facem o șmechere, dă-te pe de aici. Lăsăm APC-ul aici. Oh, Grouser, perfect. Beton, ia să vedem ce aici, Grouser. Grouser. Vino încoace, mergătorule. E nimic? Serios? Hoba! Hoba! Bă, ești nebun? Mor! Mor cu ăștia, bă! Ia, bă, gamea, ești gata cu... Mor, mă, bă, gamea, ești gata! Mai e unul! Au auzit ăștia de la depărtare, ești nebun? What the fuck, ce vin toți zombalei pe mine! Hai, mă, să vedem! Uhu! I-am omorât pe toți? Mai e vreunul? Mergătorii vieții! Mor, mă, și tu. No, și uite cum am consumat eu 12 gloanțe. Ok, hai să luăm autobuzul, frate, pentru că în autobuzul ăsta ci că încap 12 persoane, F12. F10. Încap 10 persoane. The fuck? Mi se pare mie sau de cineva în el. Deci 10 persoane într-un autobuz, ăsta e un autobuz pentru toată brigada, frate. Plecăm numai cu ăsta, ești nebun? Și să vedem ce viteză are. E și o viteză decentă. Sunt unele mașini care merg cu 10 la asta, 50 de kilometri pe oră și noi mergem tot cu 50. Deci decât să mergi cu o mașină care merge cu 50, mai bine iei busul și mergi cu 50 și aia, știi? Mergem toți într-un autobuz. Mamă, și vă dați seama să fim gen toți cu armele într-un autobuz și un șofer, bineînțeles, și să începem toți să tragem în zombi într-un oraș, așa din bus toți, ai de capul meu ce mă cel are și... Are și mai celul de pe lume. Bun, hai să vedem ce mai facem aici la căsuță. O să ne facem casa din pine, pentru că n-avem nici alt tip de lemn, dar e ok și asta. Bun, oprim aici autobuzul. Ce frumos e. Mai are 14% benzină. Bă, și fii antenă, dacă mă pun pe... guys, cred că... Ha, ok, bun. Tocmai oprisem filmarea, deci o să trebuiască să unesc filmările astea, pentru că am apăsat pe F9 ca să mă mute pe locul 9. Bravo, Zătă Andrei, ești genial. E, nu-i bai, lasă că e ok și așa. Da, uite, tremură autobuzul, spre exemplu, uite. Uite cum face autobuzul, frate, când mut locul, nu știu de ce. Ok, hai să vedem, trebuie să facem ceva. Pillars. Pillars. Craft aici. Trebuie să facem mai mulți pillari. Întâi vreau să fac pillarii pentru... Așa, pentru față, da? Și cred că mai am nevoie de... Câți pillari am făcut, mai țin minte? O, mai am nevoie de 2 pillari, așa, momentan. Repet, repejor. Beton. Și acum trebuie să facem un doorway. Un doorway pe care îl punem fix aici în mijloc. Super tare. Aici cred că o să facem geamul, frate. Și aici o să facem geamul. Fii antena. Pine hole? Nu. De la cu window. Pine window. Pe geam, dacă nu, pe nimic se poate intra. Deci o să trebuiască să spunem ceva aici în geam ca să nu se poate intra. Opa, bă, dar mari sunt geamurile astea. Și acum o să facem gen... acum am observat că aveam deja ăsta făcut. Un doorway. E, oricum o să mai facem un doorway, stați fără griji. Și acum trebuie să facem perete. Poți mai face numai un perete. Hai să mai luăm lemn pentru un perete. Și eu chiar zic că, băi, e destul loc, frate. Adică, uitați, vei intrăm aici. Aici o să fie perete, dar avem o grămadă de loc în stânga și o grămadă de loc în dreapta. Și gândiți-vă că să aibă etaj. Știi? Deci chiar avem o grămadă de loc, spun eu. În fine, hai să mai luăm puțin teleme ca să mai facem încă un wall. Wall. Ce ciudat a sunat. Eu uite aici, am luat numai un pom. A, nu, s-a generat asta mai repede. Cred că mai repede aș sparge cu pumnul, sincer, având în vedere că asta e la 0%. Dar, anyway. Ok. Repede, repede, jur. Hai de capul meu cât de greu se sparge. Se vede că are 0% asta, frate. Mamă, deja am dat în asta, ia băga mea, deja la arunc. Nu mai am ce face cu el. Un loc mai îmi trebuia, frate. Uite. Oh, dar dacă sunt mai multe. Patru locuri mi-am picat? Sau pe ăsta de aici nu l-am luat? Nu, trei sau patru locuri. Cred că patru mi-am picat totuși. Ah, ok. Și punem aici Maple Wall. Maple Wall. Ah, și mai pot face un perete. No, bun. Dar în principiu cam asta o să fie căsuța și garajul o să fie undeva aici. Deci aici o să trebuiască să punem un doorway. Și cred că o să mai pun, uite, ceva gen... o să mai pun flori aici. Bă, chit că se intersectează cu muntele, eu tot o să pun flori, dar dracu și de ambițios. Și o să pun, mai pun un flori aici și aici în mijloc pun încă un doorway cu intrarea către gara și garajul o să fie lipit de casă. No, frazor, cam asta a fost clipul.
Eu sper că v-a plăcut și v-a juca încă o dată, să uitați să apăsați butonul de like. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apare cât mai multe episoade, să vedem câte persoane mai apreciază această serie de Anturn. Și ce pot să vă mai spun, sper să vă placă ceea ce facem noi aici și data viitoare chiar sper să mai fie și brigada alături de mine, că deja devine dezolant să fiu forever alone de fiecare dată, adică... Come on, știi? Gen, what the fuck, man. Ok, ce vreau să spun? Iarăși mor de sete, pentru că de ce nu? Și stai un pic înainte de final să-mi bag, am 444, am tăiat la pomi, dă mi s-a acrit. Așa că haide să punem aici full healing, așa din start. Cooking, nu. Outdoors, chop down trees faster. Repair vehicles. Nu, numai asta mai am. Outdoors. Beton și mai am 74. Nu, ați văzut cum se face, bă, treaba. Aici ce am? Sneaky peeky, vitality. Emântul bacteria, last flame, strength. Cred că pe vitalitate. Quicker health. Deci mi se regenerează viața mai repede când am full mâncare și apă. Beton. Hai să băgăm pe asta. Nu, deci acum practic avem full overkill, avem full exercise, avem full healing, avem full outdoors ca să tăiem pom mult mai repede și avem câteva puncte pe, uite, pe cardio un punct, avem aici 3 puncte pe vitalitate și încă un punct pe cooking. No, bun, deci, fraților, cam asta a fost clipul, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!